Sicriul cu trupul reginei Ana a fost depus în sala tronului din Palatul Regal din Capitală, unde a avut loc o ceremonie privată. Toți cei care vor să îi aducă un omagiu reginei Ana o pot face joi și vineri. Cortegiul funerar va porni sâmbătă către Curtea de Argeș, unde va avea loc înmormântarea. Sicriul cu trupul neînsuflețit al reginei Ana a fost adus aseară în capitală de la Castelul Peleș, unde numeroase oficialități s-au recules la căpătâiul majestății sale și a fost depus în sala tronului din Palatul Regal, care a devenit loc de pelerinaj. Toți cei care doresc să își ia rămas bun și să se închine la catafalcul reginei Ana o pot face joi și vineri începând cu orele 8 dimineața și până la 10 seara. De menționat că toți cei care doresc să aducă flori și să aprindă o lumânare în memoria majestății sale nu le vor putea depune la catafalc, ci în curtea palatului sau pe trotuar. Există însă și condiții. Persoanele care vor ajunge în aceste zile la palat trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate și o ținută decentă în culori închise. Să nu vină însoțiți de copii mai mici de 7 ani și să nu aibă asupra lor bagaje voluminoase. De asemenea, este interzisă filmarea sau fotografierea. Încă de la primele ore ale dimineții de joi, sute de oameni au trecut prin fața sicriului cu trupul neînsuflețit al reginei Ana. Într-o liniște apăsătoare, oamenii stau la coadă și trec pe rând prin fața sicriului, unde se opresc preț de câteva secunde. Sâmbătă, sicriul cu corpul neînsuflețit al reginei va fi așezat pe un catafalc chiar în fața palatului, unde va avea loc o slujbă religioasă. Accesul publicului în piața palatului va fi liber în zonele special amenajate pentru participanți. Cortegiul funerar va porni apoi spre Curtea de Argeș, unde va avea loc slujba de înmormântare a reginei Ana în pronaosul noii catedrale. Fosta principesă Irina a anunțat că va lipsi de la slujba de înmormântare a mamei sale din motive personale. Irinei Walker i-a fost retras titlul de principesă a României prin decizia regelui Mihai, după ce în 2014, alături de soțul său, a fost condamnată la 3 ani cu suspendare pentru că a organizat pariuri și lupte ilegale de cocoș la ferma lor din Oregon. Din cauza problemelor grave de sănătate, nici regele Mihai I nu va participa la slujba de înmormântare a soției sale. Majestatea sa va rămâne pe perioada funeraliilor regale în reședința din Elveția alături de prieteni și apropiați.